Victorie fără drept de apel a candidatului susținut de PNL, Klaus Iohannis, în județul Brașov, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Iohannis a obținut 210.724 de voturi. Contracandidata sa, Viorica Vasilica Dăncilă, susținută de PSD, a obținut 75.763 de voturi. Exprimat în procente, rezultatul final pentru județul Brașov arată astfel. Klaus Iohannis, 73,55%, iar Viorica Vasilica Dăncilă 26,45%. În municipiul Brașov, PNL a obținut 107.612 voturi, ceea ce înseamnă un procent de 74,12%, în timp ce PSD a obținut 25,88%. În municipiul Săcele, fief al PSD, PNL a depășit pragul de 10.000 de voturi cu 235. Liberalii au obținut 72,03% din voturi, în timp ce socialdemocrații au obținut 27,97%. În municipiile Făgăraș și Codlea, PNL a obținut 8.889 de voturi și respectiv 7.422. Imediat după anunțarea rezultatelor exit poll și la sediul PNL Brașov a fost bucurie mare. 60. Candidatul nostru, Klaus Iohannis, a reușit să obțină un rezultat la care noi, Partidul Național Liberal, am contribuit. Este un rezultat pe care președintele României îl merită pe deplin și este cea mai categorică înfrângere pe care a avut-o PSD-ul în decursul istoriei. Vreau să le mulțumesc tuturor brașovenilor pentru mobilizarea exemplară de care au dat dovadă. Au demonstrat încă o dată că Brașovul rămâne liberal, că rămâne un Brașov european.